Salut, bine v-am găsit la ceva un pic mai special. Astăzi vă voi prezenta o cameră pe care o poți purta pe tine și asta mi-a fost trimisă în teste de la băieții la Front Row. Le mulțumesc foarte mult că mi-au trimis-o să o testăm. E ceva puțin diferit. Cel puțin eu nu am mai văzut ceva de genul ăsta până acum. Bine, mai sunt camere pe care le poți pune gen pe cap sau ceva de genul ăsta, dar arăți destul de ciudat cu ele în momentul în care mergi pe afară, știi? Pe când asta o porți la gât și o să vă arăt în cele ce urmează. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă o să vă placă și dacă o să mai vreți să mai facem videouri cu gadgeturi și chestii interesante pe care le mai găsesc eu. Și de asemenea, nu uitați că în descriere veți avea un link către această cameră dacă vreți să vă uitați la mai multe specificații și chestii de genul ăsta, pentru că eu doar o să vă prezint așa pe scurt, dar dacă vreți mai multe detalii, aveți link în descriere, da? Bun. Ceva de genul ăsta arată cutia, după cum vedeți, Front Row aici scrie, e compania care a produs această cameră și ceva de genul ăsta arată, o să o vedem imediat, dar chestia care m-a impresionat pe mine e faptul că poate face live stream în momentul în care tu o porți. Să zicem că o porți la gât și mergi undeva. Păi și pur și simplu vrei să te apuci să faci live stream cu ea, pe YouTube sau pe Facebook sau oriunde vrei tu. Poate să facă chestia asta și mi se pare destul de interesantă ideea, unde n-am făcut niciodată live de genul ăsta, dar poate ne vom apuca și de așa ceva, poate pe viitor, dacă mergem undeva și vrem să facem un scurt live, puteți să vedeți din perspectiva mea cum merg eu și cum fac diferite chestii. Bineînțeles, eu am folosit camera asta cam timp de o săptămână ca să pot să-mi dau și eu o părere despre ea și să vă zic cum se comportă, na, și chestii de genul ăsta. Așa că ce veți vedea în cutie în momentul de față e o cameră reasamblată, doar ca să vă demonstrez sau să vă arăt cum vine ea împachetată, știi? Și am încercat să o asamblez pe cât de bine posibil. Îmi place faptul că, uitați-vă puțin cum vine, vine complet diferit față de orice alt pachet pe care l-am văzut vreodată. Deci se deschide așa, se deschide încă o dată așa. Și aici avem toată șmecheria. Aici este un fel de suport pe care îl poți lua să plasezi camera asta, de exemplu, să e magnetic, poți să-l pui camera pe ceva, să o plasezi, sau, bineînțeles, are și un șnur pe care poți să-l folosești ca să porți această cameră la gât. Ce mai primim în pachet? Primim un cablu de alimentare. Hai să vedem, o să încerc eu să-l scot de aici. Este din material și asta îmi place foarte mult. Când îți dă un cablu de ăsta din material, știi că va dura destul de mult, adică nu se va strica imediat. Ceva de genul ăsta arată camera, după cum vedeți, este destul de micuță și finuță. Aici se încarcă printr-un port USB-C. Deci dacă aveți un încărcător pe USB-C, puteți să încărcați direct de acolo sau dacă vă folosiți, puteți să vă folosiți de cablu inclus într-un încărcător normal. Pe partea cealaltă avem un ecran pe care o să-l vedeți imediat. Aici avem un difuzor și pe partea asta la altă avem două butoane, un buton pentru pornire, un buton pentru înregistrare și poze. Puteți să faceți și poze cu această cameră și de asemenea să și înregistrați. E destul de șmecher că poți să-ți o pui după gât, dar nu doar asta, acest atașament de aici, acest atașament se scoate, apăsați așa, ați scos atașamentul, vedeți, are niște găurele acolo și tot ce trebuie să faci este să pui un alt atașament. Deci punem atașamentul ăsta, îl plasăm bine și acum avem un fel de stand pe care poate sta camera, da? Poți să pui ceva de genul ăsta în picioare, pui așa și după aia ea îți filmează ce ai tu nevoie. Sau este și magnetic. După aia ai luat camera, ai plasat-o pe ceva metalic și poate deveni camera spion. Sau poți să o bagi chiar și în pantaloni. Știi, o bagi ceva de genul ăsta, ai băgat un pantalon și îți filmează de la buzunare. Abaram, e o cămăruță mică spion. Și iată că a pornit, ceva de genul ăsta arată în momentul în care intri prima dată în această cameră. Și acum dacă apăsăm partea asta de jos, vedeți că primim niște opțiuni, cum ar fi, de exemplu, Facebook Live, Twitter Live, YouTube Live sau live pe orice platformă. Deci poți pur și simplu să-ți bagi serverul aici și să faci live pe orice platformă, nu are nicio importanță. Ai translator, bine, astea sunt niște chestii așa în plus. Cred că ce vă interesează pe voi cel mai mult este, bineînțeles, cum filmează. Și țin să vă zic că această cameră filmează în 1080p 30 de FPS, dar filmează într-un unghi foarte wide, ceva de genul cum sunt GoPro-urile sau ceva de genul ăsta. Așa că hai să vă exemplific. Am făcut aici o mică filmare și vedeți, se vede cam totul din jur. Avem și difuzor, dar se vede cam totul din jur și filmează destul de bine. Am să vă atașez și un clip
filmat cu această cameră. Acum în video să vedeți cam cum se vede, dar ceva de genul ăsta dai într-o parte și în alta ca să-ți vezi pozele, dai de exemplu așa ca să vezi toate pozele și videoclipurile pe care le-ai filmat. Și aici vedeți, aveam trepiedul și îmi setam eu. Și dacă tu vrei, de exemplu, să te duci, zic, bă, eu am chef acum să fac o filmare, ține apăsat aici pe butonul ăsta și el a început să filmeze. Eu dacă l-am la gât, nimeni nu știe că filmează. Nu are nimeni cum să știe că filmează. Mi se pare tare ideea. Bine, nu e făcut ca să fie spion, pentru că se vede la gât, dar e făcut ca să ai o cameră, bă, dacă vrei să faci live stream sau ceva de genul ăsta, poți face asta. Și, pac, l-am oprit și acum o să vedeți că... Nimeni nu știe că filmează. Nu are nimeni cum să știe că filmează. Bineînțeles că țineam degetul pe asta și acum a făcut o poză. Deci dacă apeși o singură dată, face poză. Dacă apeși, dacă ți-ai apăsat, începe și filmează. Și bineînțeles poți să vezi poza respectivă foarte ușor. Dacă vrei, de exemplu, să te duci să faci, uite să zic că vrei să faci un live pe YouTube, te duci, ai selectat YouTube-ul de aici, îi dai live pe YouTube și el pornește aplicația, da? Și tu trebuie să te duci la Google Device, nu știu ce, să bagi codul și să începi live stream-ul, dar în loc să faci live stream de pe telefon, poți face live stream direct de pe chestiuța asta și e altceva când utilizatorul vede un live stream ca și cum ar fi în perspectiva ta. De exemplu, eu să zic acum că merg undeva, merg la piață și încep un live stream, da? Și încep un live stream și voi vedeți cum eu merg, vedeți mâinile pe lângă corp, adică vedeți ca și cum ați fi din perspectiva mea. Asta e ceva un pic mai diferit decât dacă ai face live stream pur și simplu cu telefonul și te-ai filma pe tine sau ai încercat să ții telefonul în mână. Are stabilizare destul de bună camera asta. Acum, de exemplu, luăm camera, da? O punem la gât, ceva de genul ăsta. Trebuie să tragi, uite așa, de cablu, de șnurul ăsta și ți-ai pus camera la gât, da? După ce ai pus camera la gât, poți să mergi unde vrei tu cu această cameră, îi dai să facă filmare sau îi dai să facă live stream pe YouTube. Oricum, cred că voi folosi camera asta în momentul în care voi merge, să zicem că dacă mai mergem la munte undeva cu băieții și chestii de genul ăsta, vrem să facem un live stream, putem să facem live stream cu această cameră direct, pentru că ea stă pur și simplu la gât și nu te deranjează, nu trebuie să stai tu cu telefonul în mână sau chestii de genul ăsta. Și plus că de asta mai ai și atașamentul ăla pe care poți să-l pui pe cameră și să pui camera undeva, de exemplu, o lipești de un stâlp, o lipești de ceva și poți să o lași acolo să facă live direct de acolo. Mi se pare interesantă ideea, n-am mai văzut ceva de genul ăsta până acum, cu siguranță cred că e o idee îndrăzneață, ideea asta pe care au avut-o băieții la Front Row. Și înțelegeți cam cât de wide este această cameră, o să vă arăt acum cum se vede cu camera mea normală cu care filmez acest videoclip și acum vă arăt cum se vede cu camera Front Row. Deci vedeți, este foarte, foarte wide. Observați imaginea. Din ce am observat până acum, bateria ține în jur de 3 ore de filmare continuă, dar dacă tu te folosești de modul Story, care face, de exemplu, are un mod special, duci pe modul Story și aici pur și simplu îi dai Start. Dai apăsa Start, vedeți, el pornește un cronometru și acum poți pur și simplu să ieși de aici, e da să ieși, și el în timpul ăsta va face un story. Ce înseamnă asta? Va face poze constant, constant, constant în toată ziua ta. Din ce am înțeles, modul story durează 12 ore, deci poți să lași story-ul activat 12 ore, practic toată ziua ta, și îți face o mică poveste, lipește toate pozele alea una după alta și îți face o mică poveste cu toate locațiile prin care ai fost, știi, dacă vrei să faci un mini clip și să-l postezi undeva pe Instagram sau, nu știu, pe Facebook, pe YouTube, îți face un clip de genul ăsta. Mi se pare foarte șmecheră ideea, dar stați că asta nu e tot. De exemplu, luăm camera, o punem ceva de genul ăsta, am plasat-o deja, dar putem să-i dăm să facă live, putem să-i dăm să facă ce vrem noi. Dar, în timpul în care ea stă așa, dacă ți-ai conectat aplicația de pe telefon la cameră, poți vedea în timp real ce se întâmplă pe cameră. Uite ce vede camera, pot să-i dau de aici să facă live direct de pe YouTube, pot să controlez orice aspect al camerei din aplicația asta, da? Și nu numai asta, dar toate filmările mele și toate pozele pe care le am, mi le pot vedea direct din telefon. Cam asta e șmecheria cu camera asta, mi se pare interesantă. E o alternativă, aș putea spune, la un GoPro, pentru că asta pur și simplu poți să o porți pe gât. Le mulțumesc foarte mult băieților de la Front Row pentru că mi-au trimis această cameră. Nu uitați că în descriere veți avea un link dacă vreți să aflați mai multe despre ea. Nu uitați să lăsați și un like acolo dacă vă place și dacă o să vreți să mai facem eventual videoclipuri de genul ăsta. Cred că unii dintre voi v-ați întrebat ce se întâmplă pentru că butonul nu este acolo sus. Trebuie să dau încă o gaură și să pun un cui de la acolo, un șurub.
pentru că butonul de aur are două șuruburi de alea de prins, două locuri de șuruburi de prins și eu n-am decât unul acum, dacă vă uitați acolo sus. Dar o să apară și când o să apară poate o să mai facem un videoclip sau când o să mai facem un videoclip o să vă arăt cum l-am prins. Oricum, ne auzim data viitoare. Pa, pa!